Dar cum putem folosi metafora labirintului ca să găsim un sens mai puternic, un sens mai autentic, un sens mai profund și mai multă împlinire? Așadar, discutăm despre cartea Rătăciți în labirint, tipuri ale bântuirii și mântuirii în procesul terapeutic, în prezența autoarei, Lavinia Bârlogeanu, profesor universitar doctor, psihoterapeut, psihanalist, și a invitaților Corneliu Irimia, psiholog, psihanalist, formator, lector universitar doctor, Carmen Silvia Mușat, profesor universitar doctor, critic literar, redactor șef, observator cultural, Bogdan Alexandru Stănescu, scriitor, prozator, eseist, traducător, Luisa Neag, colega mea, senior editor, blogger la blogul Putere de Femeie, care mă va și ajuta la moderarea acestui eveniment. Pentru început, pentru că ne-am dorit amândoi, așa cum de altfel am și deschis ziua cu primul eveniment, să curgă ca o poveste și să ne ducă prin acest labirint, prin căile lui, am să o rog pe Luisa să ne povestească puțin despre contribuția, despre aportul, despre munca pe care a depus-o pentru această carte. Și iarăși un lucru care mă bucură de fiecare dată la cărțile editurii Herald, atunci când lucrul acesta, bineînțeles, există, este, i-aș spune eu, un soi de chimie care există între redactorul de carte și autor. Pentru că nu e puțin lucru acest lucru de a avea această chimie în ce privește lucrul, munca la o astfel de carte atât de importantă. Luisa, te rog. Mulțumesc mult pentru prezentare. Bun venit tuturor. Ne bucurăm să vă vedem în număr atât de mare alături de noi. Și în primul rând vreau să menționez că suntem bucuroși și onorați că Lavinia ne-a ales pe noi pentru a publica această carte la editura Herald. O carte care nu este doar o carte, așa cum vorbeam mai devreme, și într-adevăr trebuie să se creeze această chimie între autor și redactor, pentru că este un proces care crește în mod foarte frumos și până la urmă se concretizează într-o carte, și o carte cu cât mare. Am descoperit o scriere densă și tulburătoare, pentru că îți ridică întrebări care sunt incomode, dar care sunt necesare. Și vă mărturisesc că în prima parte, asta nu i-am spus Laviniei, în prima parte a lucrului la carte, m-am trezit într-o anxietate, pentru că îmi dădeam seama că Lavinia are un mod de a vedea lumea și de a-i vedea pe oameni în care te citește dincolo de măști. Mă gândeam, mamă, dacă pune ochii pe mine, mă vede exact așa cum sunt. Eu nu pot să mă ascund în fața ei, nu pot să mă prefac, nu pot, deci nu pot decât să fiu ceea ce sunt. După aceea, pe măsură ce citeam, și de fapt mi-am dat seama că de la început dezvăluie cu o vulnerabilitate copleșitoare, este foarte, nu este doar, cum spuneam, nu este doar o carte, este un demers care, într-adevăr, da, Lavinia Bârlogeanu este un profesor universitar, este psihanalist, are foarte multe formări, are studii postdoctorale la Sorbona, da, dar dincolo de asta, este o ființă umană care este într-o căutare spirituală, sinceră și autentică. Este un creator care cu foarte multă inspirație și chiar se joacă în unele locuri și cu toată puritatea și frumusețea acestui demers. Și dacă ar fi să spun așa cum am simțit eu această carte, care nu este, este mai mult decât o carte, este un suflet pe tavă. Este un drum interior
exprimat cu niște instrumente de foarte mare anvergură, de foarte mare altitudine, prin care suntem ajutați să ne aliniem și noi, pentru că cu toții avem același demers de căutare, toți vrem să înțelegem aceleași lucruri și Lavinia ne ajută să facem asta cu cartea ei. Dacă ar fi să vorbesc câteva idei, să spun câteva idei principale care sunt importante în carte și care m-au impresionat pe mine în mod special, vorbește despre, chiar de la început, despre un efort de întregire la nivelul psihanalizei și acestei științe care s-a format și care cuprinde atât de multe orientări și discursuri care sunt, unele sunt divergente, altele se evită unele pe altele și se creează așa o scindare și se simte nevoia de o unificare a tuturor acestor demersuri și de a, practic e vorba de un obiect, e o știință care are același obiect. Cum se poate să fie atât de multe orientări? Trebuie să ne aliniem, să ne înțelegem, să ne completăm, să ne îmbrățișăm cu toții și să creăm așa o unificare. Eu nu știu să spun cum spune Lavinia, Lavinia spune mult mai bine. O altă idee foarte importantă a cărții este aceea că miturile ne ajută foarte mult să ne cunoaștem pe noi înșine și că practic orice... cu orice tablou, nu știu, psihopatologic, dacă, cu care te poți duce în cabinet, se poate subscrie unui mit. Și dacă cunoști foarte bine miturile și înțelegi ce reprezintă ele și cum se rezolvă ele, primești niște chei foarte importante în rezolvarea tuturor problemelor. O altă idee, mi-a plăcut foarte mult cazurile pe care le prezintă. Sunt cazuri care au primit o rezolvare sau, mă rog, au avut rezultate pozitive, dar vorbește și foarte amănunțit despre un caz în care nu s-au obținut rezultatele scontate. Din nou, această deschidere și vulnerabilitate de care dă dovadă Lavinia în această carte. Și deci nu numai că prezintă, efectiv povestește ce spune pacientul și așa, și dialogul dintre terapeut și pacient, care ar fi putut să fie lăsat așa și să ne lasă pe noi să ne tragem singur concluziile, dar Lavinia ne vorbește și despre procesul ei interior, despre ceea ce se petrece, pentru că niciodată nu este o relație univocă între terapeut și pacient. Întotdeauna fiecare trezește în celălalt un proces care lucrează și Lavinia vorbește și despre propriul ei proces, numai despre ceea ce se petrecea în pacienții respectivi. Apoi veți descoperi, desigur, o cunoașteți pe Lavinia, știți că este și scriitor și un artist foarte complex. Este un fragment de proză psihanalitică, un capitol din carte care se numește Nu mai vreau un cer fără scară, care este minunat scris și care mie mi-a plăcut foarte mult și așa a trezit în mine foarte multe înțelegeri și o nevoie autentică de căutare. De asemenea, vorbește chiar și despre o terapie care este acum la modă și anume aceea constelațiilor familiale, despre care ni se pare multora că știm din cauza că am văzut un anumit serial de pe Netflix sau poate am citit niște lucruri, dar este ceva mult mai profund și care tinde să fie mai puțin înțeles în acest moment și Lavinia acolo explică, aduce niște poziții foarte interesante. Sper că v-am trezit cel puțin un pic curiozitatea și dorința de a descoperi această carte care este mai mult decât o carte și mulțumesc pentru această oportunitate de a vorbi despre această carte care mie mi este deja foarte dragă
și dau cuvântul celorlalți invitați. Mulțumesc! Doamnei Carmen Silvia Mușat. Mulțumesc foarte mult și ce să spun, mă bucur că sunt astăzi în această formulă alături de Lavinia Bârlogeanu, care a scris o carte despre care sper că se va vorbi multă vreme de acum încolo. E o carte foarte originală în peisajul nostru cultural, o carte care aduce la oaltă perspectiva eruditului și perspectiva psihanalistului și perspectiva celui care citește miturile, citește literatura cu un ochi mereu interesat să descopere potențialul terapeutic al marilor povești, pentru că asta încearcă să facă aici Lavinia Bârlogeanu, în primul rând, cred că dintr-o foarte mare dragoste de față de om, față de individ în întregul lui, cu tot ceea ce înseamnă, cu toate problemele și traumele lui. Și metafora aceasta a labirintului, care a fost deja evocată aici, e foarte importantă în carte, pentru că nu e neapărat vorba de un labirint exterior al lumii din jurul nostru, ci e vorba de labirintul interior, în care cei mai mulți dintre noi suntem prizonieri, în care rătăcim de multe ori fără să găsim o ieșire. Și încercarea Laviniei Bârlogeanu de a explora toate aceste situații care ne fac de multe ori să cerem ajutor, pentru că nu reușim de unii singuri să înțelegem ceea ce ni se întâmplă sau să înțelegem atitudinile celorlalți față de noi, să înțelegem în ce măsură propria copilărie, gesturile celor din jur, uneori a celor mai apropiați, ne afectează și ne influențează evoluția. Ei bine, efortul Laviniei Bârlogeanu de a sistematiza o problematică foarte vastă, care ține de maladiile psihicului nostru, este cu atât mai meritoriu cu cât cred că ea pune la oaltă metode și autori aparent foarte diferiți, dar care, din care ea știe să selecteze acele elemente care, puse la oaltă, pot construi o imagine coerentă și pot oferi o soluție terapeutică, cred eu, coerentă. Spun asta fără să fiu specialist în psihanaliză sau în psihologie, dar ca cititor de literatură, de mituri, și ca om care a fost mereu interesat de psihologie, cred că ceea ce face Lavinia Bârlogeanu este să încerce să ofere chei pentru înțelegerea unor probleme care ne bântuie, cu care ne confruntăm aproape la tot pasul, fie pe cont propriu, fie gândindu-ne la situații în care sunt implicați oameni din imediata noastră apropiere. Originalitate, așadar, capacitate de a sesiza esențialul în marile povești ale lumii și capacitate de a demonta lucruri, idei primite de-a gata și teorii considerate multă vreme perfect valabile. Și când spun asta, mă gândesc la modul în care Lavinia Bârlogeanu recitește, de pildă, mitul lui Oedip,
polemizând cu celebra teorie a lui Freud, care, și cred că nu e doar un gest de frondă, ci este un gest absolut necesar, care arată limitele teoriei freudiene. Ceea ce propune ea, labirintul ca metaforă centrală a psihicului uman și a problemelor pe care, cu care psihicul uman se confruntă, ne ajută să înțelegem altfel și celelalte mituri pe care le interpretează. Procust și patul lui Procust, Icar și povestea lui Icar și a lui Dedal, dar ele nu sunt citite doar de sine stătător, ci cumva sunt puse în dialog și cu povești din imaginarul creștin. Povestea lui Iona, povestea lui Iacob și a scării lui Iacob și, evident, centrală în această nouă cartografie a psihicului uman, pe care o propune Lavinia Brlogeanu, imaginea cristică. Cred că a scris o carte fundamentală, o felicit pentru asta și vă felicit și pe dumneavoastră ca editori că ați ales-o. Îi urez succes cărții, iar dumneavoastră, sunt sigură că dumneavoastră citind această carte veți descoperi mult mai multe lucruri decât putem spune noi astăzi, acum. Mulțumim, doamnă Carmen Silvia Mușat, și dăm, să zicem așa, legătura cu Corneliu Irimia. Lavinia Brlăgeanu a scris o carte cu totul deosebită în peisajul psihoterapiei psihanalitice românești și în spațiu cultural de asemenea. Ea scrie cu pasiune, așa cum este ea ca persoană, și pasiune pentru căutarea adevărului despre om, despre resorturile inconștiente ale funcționării umane. Cum au spus și antevorbitorii mei, cartea este o unică pledoarie pentru unificarea diferitelor școli de psihoterapie, care au în centrul lor explicativ mecanismele inconștiente. Și ea se bazează pe mari gânditori ai psihologiei inconștientului, Freud, Jung, Bion mai ales, Grothstein, Winnicott. Și dacă aceste școli au evoluat într-o în direcții clivate, disociate, una de cealaltă, Lavinia Brlogeanu încearcă o unificare, iar reușește să treacă peste fobia de unificare a multor școli și să vindece această dezvoltare clivată în psihoterapia psihanalitică internațională. Într-adevăr, ea ne oferă un studiu al arhetipurilor, dar pe care eu l-am citit ca o, și vă recomand și vouă să o citiți ca pe, ca pe instrumente de cunoaștere de sine. Da? Adică mitul labirintului, imaginii sufletului, mitul lui Icar, puer eternus, pot fi citite nu ca simple povești, ci trebuie să le aducem asupra noastră și să ne dăm seama unde ne plasăm noi în aceste mituri. Da? Deci eu le văd ca instrumente de lucru cu sine, pentru a ne dezvolta propriile narațiuni personale și să ne cunoaștem zonele din noi invizibile și insuportabile. Asta înseamnă inconștientul, pe scurt, este ceea ce este insuportabil în noi și invizibil. Noi nu știm, nu ne cunoaștem labirintul personal. Deci cartea aceasta e invitație să îl identificăm în noi și apoi să vedem cum ne descurcăm în acest labirint. Să ne descoperim minotaurul personal, Ariadna personală, modul în care reușim să mergem prin labirint, modul cum reușim să ieșim. Deci să adaptăm un mit generic la propria noastră narațiune, să ne transformăm, cum spune la un moment dat și Lavinia, să ne transformăm soarta într-un destin asumat, să-l integrăm și ce este impersonal să devină personal.
Lavina Brulogeanu este și un foarte bun clinician. Găsiți în carte studii de caz extrem de amănunțite, extrem de inteligent scrise, profunde, și în care vedem empatia și profunda cunoașterea omului, vedem foarte bine relația care se stabilește în cabinet, vedem că vindecarea vine și prin relația care se stabilește între psihanalist și pacient. Și ea nu se teme să se apropie de angoasele cele mai profunde ale psihicului uman, da? Angoasa de prăbușire, angoasa extreme, disocierea, fiindcă în cazurile în care apare trauma, vedem cum mecanismul psihologic important este disocierea și găsim în carte multe instrumente de a înțelege și de a reunifica zonele disociate din noi. Mi se pare că Lavinia Brulogeanu ne îndeamnă să ne cunoaștem centrul nostru adevărat, sensul pe care îl avem, să simțim că locuim în noi înșine, să nu fim deci disociați, să nu locuim în altă parte decât în noi înșine. Să avem o direcție, un scop, să ne identificăm personajele interioare bizare, ascunse, disociate, cum spuneam, așa se manifestă personajele inconștiente în noi ca fiind ceva bizar, ascuns, apare în vis, în coșmarurile noastre, da? Ea ne arată cum să detoxifiem, cum să dezamorsăm, cum să transformăm, cum să exorcizăm aceste personaje, acești mici demoni interiori pe care avem cu toții. Ea ne îndeamnă să ne găsim o identitate proprie, un nume nou de erou semnificativ al propriei noastre istorii, o fundație stabilă, cu rădăcini în solul nostru matern și patern, să ne găsim o unitate internă, o coerență, un sentiment al continuității, o completitudine interioară, să simțim din nou certitudinea apartenenței la o sursă unitară, la spiritul din noi. Să ne reconstituim un atașament sigur, chiar dacă în istoria noastră personală cu proprii părinți nu am avut posibilitatea să ne formăm acest atașament, deci cum să ne vindecăm și la nivelul relației de atașament. Și să avem o relație bună și cu sufletul nostru, cum de la ea învățăm cum să-l privim, cum să avem o relație cu sufletul, aduce practic noțiunea de suflet și spirit în psihoterapie, ceea ce este foarte important. Ea denumește, după Bion, foarte bine spiritul ca forța imensă a instituirii valori. Și cartea este străbătută de acest fir roșu de cum internalizăm anumite valori și cum ne lăsăm călăuziți de valorile importante ale existenței. Și cred că pentru a scrie o astfel de carte trebuie să fii și un bun teoretician, ceea ce Lavinia Brulogeanu este, un bun clinician, un scriitor, un om de cultură. Și vedem cât de rar în peisajul psihoterapiei românești, într-un singur om, sunt încarnate toate aceste persoane. Și o felicit pentru reușita chiar remarcabilă. Nu spun doar pentru eveniment, ci chiar este remarcabilă carte. Mulțumesc! Mulțumesc. Nu e o poziție tocmai confortabilă să vorbești ultimul, mai ales în... Da? Ok. Deci, se pare că nu sunt ultimul. Bun. Trebuie să încep prin a spune că inițial nu am înțeles de ce sunt invitat la această lansare. Nu o cunosc pe autoare. Citind cartea am început să apar acele momente aha, ca să mă întorc la psihologia. În primul rând, am scris un roman în care central este un personaj care e pierdut în labirint. E un roman al ratării, un roman de copil care nu se poate dezvolta pentru că e apăsat de umbra unei mame dragon. Aici fac o paranteză pe Marie-Louise von Franz. Am citit-o datorită doamnei Brulogeanu, așa cum am citit toate cărțile apărute în colecția Filament de la Nemir. Vă mulțumesc pentru ele.
Mergând mai departe, am intrat și în domeniul personal, lucrurile se potrivesc, se pare, pentru că la vârsta de 40 de ani, când se întâmplă lucruri cu noi, eu am vrut să abandonez cariera de editor, de scriitor și am dat la psihologie. A fost un plan de schimbare radicală a vieții, tot inconștient, și nu mă refer la inconștientul din psihologie, ci acțiunea mea a fost una inconștientă. Ca orice grotac în ale psihologiei, confundam psihologia cu psihanaliza, bineînțeles. În facultatea de litere, la masterat, la doctorat, am consumat Freud și Jung pe cât de mult am putut, am continuat și după studii, am avut lucru de a studia cu un profesor pasionat de psihologie junghiană, cu Cornel Mihai Ionescu. La psihologie am descoperit că lucrurile nu stau așa. Ba chiar la un curs din anul întâi, profesorul a spus următoarea treabă. Psihanaliza este o fraudă. Momentul în care s-a zguduit ceva în mine, așa, probabil că au început să se ridice pereții labirintului în jurul meu, am rezistat 2 ani, dar mai mult n-am mai putut, pentru că din tot ceea ce studiam, și nu pot să spun că nu mi-a fost folositor să citesc psihologie experimentală, bineînțeles să intru puțin și în neuropsihologie, să studiez creierul și așa mai departe, lipsa ceva ce autoarea noastră încearcă să reintroducă în actul psihanalistic, spiritul. Da? Cuvântul spirit trebuie spus în legătură cu această carte. Această carte care se sprijină pe trei piloni care au în spate unul mult mai viguros, așa, cei trei ar fi Winnicott, Bion, Gretstein, dar în spate, și asta este părerea mea, nu conturat foarte clar, dar dacă în prezență e aproape sufocantă, Gotthead-ul Jung. Da? Totul se naște din Jung, aici este vorba despre individuații individuale, că și aici e altă, în funcție de editor, ai individuale sau individuații. Apropo de școlile de psihanaliză, nu suntem de acord nici cu traducerea unor termeni în limba română. Deci, cum spune autoarea, orice ființă are ca țel unic întregirea. Deci vorbim despre întregirea personală, pe de o parte, întregirea actului psihanalitic. Și ce trebuie spus din nou este că autoarea pune aceeași greutate asupra travaliului psihanalistului de auto-întregire în timpul actului de analiză. Merg mai departe, că nu se termină coincidențele aici. Doamna profesoară Mușar știe că scriu niște eseri despre Susan Sontag, acum ajung la episodul al treilea în curând, despre aplicată în Observatorul Cultural, da, cer scuze, în care vorbesc în special despre eseul împotriva interpretării din 1964, în care se încheie așa, e o încheiere superbă, cred că e finalul cel mai frumos din istoria secolului 20 în eseul, instead of a hermeneutics of art, we need an erotics of art, da? Deci în locul hermeneutice arte, avem nevoie de o erotică arte. Dacă înlocuim aici erotică cu spirit, cred că putem obține și o creionare destul de apropiată de adevărat demersul din această carte. Și o carte bună, una care te pune pe gânduri și îți dă idei. Mi-a dat foarte multe idei, o să vorbesc despre una. Când am terminat de citit cartea, m-am gândit la Gregor Samsa, la metamorfoza lui Kafka, fiindcă ce este Gregor Samsa transformat într-o gânganie uriașă? Este un om prins în labirintul familiei. Da? Pentru că întreaga acțiune a povestirii se întâmplă într-un apartament din care el nu poate să iasă, printre membrii familiei. Mergând mai departe și știind care era relația lui Kafka cu propriul tată, care este celebră, dar chiar și relația cu mama, nici acolo nu stătea tocmai bine, înțelegem de ce această transformare, această metamorfoză este un act de regresie, de fapt. Și acum este un act ratat, e un act... Este ieșirea din labirint prin banalizare, nu? Pentru că totul e de acolo, dar chiar Gândacu se
descompune, până la urmă, ființa umană se descompune în prezența familiei. Și aici vorbiți despre această mamă care este arhetipizată și transformată într-o mamă, citam din unii, suficient de bună. Și tot așa, e o carte care poate fi discutată la nesfârșit și sper că se va întâmpla lucrul ăsta. Sper să aibă parte de o receptare pe măsură și vă felicit. Mulțumim foarte mult, domnul Alexandru Stănescu, și dăm cuvântul autorei, Lavinia Bârlăgeanu. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru prezența voastră aici astăzi. E foarte important pentru mine, am mari emoții și mă simt altfel decât la celelalte cărți. M-am întrebat de ce mă simt altfel și cred că asta se întâmplă pentru că această carte pentru mine e o recuperare. E o recuperare pe multe planuri. În primul rând, e o recuperare a scrisului pe care l-am pierdut într-o noapte. Mi l-a furat cineva într-un vis, așa cum am spus la începutul cărții, și am crezut că l-am pierdut odată pentru totdeauna. Faptul că am reușit să scriu cartea asta mi-a arătat că în vis și în inconștient, pierderile nu sunt definitive. Dacă reușim să coborâm la acel sau în acel spațiu al sinelui în care se scrie povestea nemuritoare a fiecăruia dintre noi. În acest spațiu găsim resurse, resurse pentru a aduce înapoi ce am pierdut. Vedeți dumneavoastră că în timp ce scriam cartea, m-am simțit ca într-o poveste pe care eu citeam fiicei mele când eram noi mici, că eram foarte mici și eu și ea, am fost o mămică tânără și citeam o poveste repetat, nici nu știu de ce o citeam într-una, fetița o știam, eu putea spune pe de rost și eu, tot eu citeam. Povestea, țin minte că se numește Căința poate să răscumpere multe greșeli. Și vreau să vă zic că am scris cartea din această poveste, încercând să recuperez ce am greșit. Pentru că atunci când greșim față de noi, pierdem părți din noi. Atunci mi-am văzut cu ochii și acum mărturisesc că îmi bate inima foarte tare. Atunci am văzut labirintul în care eram încarcerată. Și să știți că inconștientul mi l-a arătat, cred că peste 20 de ani. În timp ce scriam, îmi aminteam vise și mi-am dat seama că toate visele făceau parte din seria labirintului. Deci inconștientul ne vorbește de fiecare dată, noi nu știm să-l auzim. Și mi-a vorbit și după ce am terminat cartea, mă gândeam la volumul 2. Chiar și azi venind la târg, ce credeți că face Facebook-ul care ne aduce amintiri? Zice, amintiri de acum nu știu câți ani de la târgul Gaudeamu. Și au fost câteva amintiri, iar una dintre ele m-a înlemnit efectiv. Eram la târgul Gaudeamu acum 6 ani și purtam la gât un medalion care era o colivie în care îmi vine să spun că era încarcerată o pasăre. Am dat bani mulți pe el. Și nu regret, sincer, nu regret, pentru că mi-am dat seama că ceea ce credeam eu a fi protecția mea a fost închisoarea mea. Și vă spun asta pentru că, cel puțin pe aceia dintre voi pe care îi cunosc, vă știu labirinturile. Văzându-l pe al meu, l-am văzut și pe al vostru. Și știu ce dramatică este această încapsulare și cât de mult ne orbim în fața ei. Vrem să credem că așa ne protejăm și de fapt ne distrugem. Sunt pacienți care spun, bine, dar dacă ies de aici, o să mor sau o să nebunesc. Iar eu vă spun, nu, o să muriți și o să nebuniți dacă rămâneți până la capăt acolo. Și nu se moare frumos. Cu regret vă spun, și o fac, așa îmi vine să zic ceva personal. Îmi pare rău pentru mulți oameni dragi din familia mea,
care și-au sfârșit viața în labirint. E tragic. N-aș vrea să mi se întâmple mie și n-aș vrea să ni se mai întâmple, mai ales din momentul în care vedem cu ce avem de-a face. În această carte vedeți întâmplări și vise de tipul celei pe care v-am povestit-o astăzi cu Colivia sau proza scurtă din capitolul 5. Astea au reprezentat și le-am numit în carte după o expresie a lui Bion, amintirile mele din viitor. Fără aceste memorii ale timpului care stăteau să vină, cartea asta nu era posibilă. De aceea am dedicat proza scurtă pacienților în discursul cărora simt amintirile din viitor. Și am dedicat-o analistului meu, care a auzit strigătele acestor amintiri, pentru că aceste amintiri urlă, urlă puternic, urlă ca să le auzim, ca să ajungă cumva până la noi. Mă gândesc acum că sunt vocea lui Dumnezeu care strigă în noi, sau poate că ar fi mai bine să zic, care strigă după noi. Aș mai spune doar un singur lucru. Când trecem prin crize mari în această viață, când ne îmbolnăvim noi sau se îmbolnăvesc oameni dragi din apropierea noastră, când pierdem o iubire, o familie, un om drag, când ne pierdem tinerețea și realizăm că nu suntem nemuritori, astea sunt momente în care este posibil să facem pasul în afara labirintului nostru. Noi doar credem că ele sunt întâmplări urâte. Nu, sunt și șanse. Sunt șanse de a ajunge la noi înșine, pentru că sinea noastră adevărată are dreptul la viața pe care noi o furăm. Asta simt să vă spun. Și în final vreau să spun câteva cuvinte pentru invitații mei, cărora le mulțumesc enorm că sunt prezenți astăzi aici împreună cu mine. Domnul Bogdan Alexandru Stănescu evident se referea la romanul Abraxas, care e preferatul meu. Și iată de ce este prezent aici, că știam că o să ajungă la dumnealui această carte. Pentru că acest zeu, Abraxas, este și în paginile acestei cărți. Zeul din noi. Știți ce mă uimește? Să văd că sunt atâtea domenii ale culturii, atâtea teritorii psihice, atâtea limbaje culturale. Și totuși temele la care reflectăm sunt destul de puține. Vorba aia, mulți oameni puține teme. Dar, iată, ne întâlnim câteodată și atunci când din mai multe locuri vine spre noi o provocare, eu zic să deschidem bine ochii și să mergem pe calea ei. Carmen Mușat, îți mulțumesc că ești aici și că ești în această carte. Nici nu-mi imaginez să lansez vreo carte fără tine. Carmen a fost mereu, mereu împreună cu mine la toate lansările. Dar poate că mai important decât asta este modul în care sufletele noastre știu să se întâlnească atunci când avem ocazia. Din păcate nu prea des, dar se întâmplă de fiecare dată și sunt foarte recunoscătoare pentru aceste momente frumoase. Și ai avut o intuiție excepțională când ai scris în materialul tău despre scara lui Iacob. Era ceva ce se zbătea să iasă la iveală în textul meu, dar a pus Carmen în cuvinte. Acum mă gândeam azi dimineață că se putea numi cartea și Scara lui Iacob, așa că o puteți citi, având în minte și titlul ăsta. Și fac și eu acum, cum facem întotdeauna, pe ai noștri de-ai casă îi lăsăm la urmă, adică pe analistul meu, care... a avut multă răbdare.
I-am pus la încercare și teoriile și poate disponibilitatea de a face un drum prin deșert cu mine. Și am învățat să nu abandonez. Vedeți, relația analitică este despre părinți, despre familie, o altă familie, alți părinți. Țineți minte chestia asta. Nimic nu e pierdut dacă ne găsim drumul. Vă mulțumesc din toată inima că sunteți aici astăzi. Mulțumim Lavinii Bârlogeanu pentru aceste cuvinte frumoase și de asemenea și invitațiilor care au venit astăzi, Corneliu Irimia, Carmen Silvia Mușat, Bogdan Alexandru Stănescu, colega mea Luisa Neac, și vă mulțumim dumneavoastră pentru că ați venit în număr atât de mare și ați venit ca prieteni să o susțineți pe Lavinia Bârlogeanu la un astfel de eveniment cu o încărcătură emoțională extraordinar de mare. Această carte pe care la standul editurii Herald am prezentat-o astăzi, Rătăciți în labirint, pe care vă recomandăm cu mare drag. Vă invităm, bineînțeles, la sesiunea de autografe. Mulțumim mult!